Angelo e cel mai tare. În continuare, nu vă va veni să credeți ce vedeți. E cel mai grozav, cel mai incredibil, cel mai uimitor serial. E atât de greu de descris încât nu-l putem descrie. Treci la culcare! Haide, e doar 8:30. Așa e, când ai școală, asta e ora de culcare. Până la 10? Nici nu mă gândesc. 9? Nu, ai nevoie de somn. Nu mă poți obliga să mă culc. Mă poți obliga să mă așez în pat, doar atât. Da, poți face asta. Noapte bună, Angelo. Și asta. Vine o vreme în istoria omenirii când trebuie să ne opunem autorității, să ne adresăm liderilor și să cerem o schimbare. Te referi la meniul de la cantină? Nu, la ora de culcare. Și la voi 8:30? Da. E mult prea devreme. Dar ce putem face? Le putem dovedi părinților că rezistăm mai mult dacă nu dormim toată noaptea. Bum! Cine e cu mine? Noi suntem! Sosește Moș Ene. Iată planul meu. Azi e vineri. Nu dormim toată noaptea și le arătăm părinților că putem rezista. Dar dacă adormim? Asta nu se va întâmpla. Am niște strategii excelente pentru a rămâne treaz. Atunci sunt de acord. Și eu! Împreună vom recuceri noaptea! Urale pentru stăpânii nopții! Ura! Chiar crezi că părinții tăi vor fi de acord? Sigur că da! Categoric nu! Nu vei sta treaz toată noaptea. Te rog, uite cum facem. Dacă nu reușesc, rămâne 8:30. Dacă reușesc, mutăm ora de culcare mai târziu. N-ai rămas treaz nici până la ora 11. Voi reuși! Angelo, să nu lași ca asta să-ți distrugă încrederea. Dar mai curând va zbura Joe mama decât să apuci tu treaz răsăritul. Așadar, punem pariu? Chiar dacă nu dormi toată noaptea, nu dovedești că n-ai nevoie de odihnă în timpul săptămânii. Dar fiindcă n-ai nicio șansă să reușești, sunt de acord. Nu-i așa, scumpule? Și eu sunt de acord, cu o singură condiție. Nu te atinge de plăcinta mea! Ce? Am pus o bucată de plăcintă la rece și nu aș vrea să o mănânce cineva. Nici o problemă, e floare la ureche. E o plăcintă și dacă dispare o ora de culcare, rămâne neschimbată. Perfect, s-a făcut. S-a făcut. S-a făcut, apără plăcinta! Oh, i-am invitat pe Sherwood și Lola să stea la noi. Poftim? Salut! Și ei sprijină această cauză. Vom recuceri noaptea. Presupun că nu e nicio problemă. Grozav, i-am invitat pe toți cei care detestă ora lor de culcare. Bine, dar... Bună, domnule Kay. Înțelegeți, nu e doar un protest, e o mișcare de protest. Oh, bine, încă unul. Ce casă! Salut! Să nu mai sune soneria! Urale pentru stăpânii nopții! Gata, mă duc la culcare. Am o singură cerință. Nu vă atingeți de plăcinta mea! Aveți plăcintă? Cooper, iepuraș. Peter, ursuleț, ce faci, amice? Ascultă-mă, nimeni nu începe o revoluție fără mine. Îi vom înfrânge pe părinți cât ai zice pește. Va fi ușor, ușurel ca un vânticel. Hei, trebuie să rămânem treji și să fim o echipă. Dacă cineva țipește, îl trezim. Pontul numărul 1. Găsiți-vă o ocupație. Sezonul de împerechere al rinocerilor negri din Namibia. Așa mai merge. Ai câștigat un nivel, urmez eu. Așa da. Se spune că încă mai cutreieră străzile noaptea târziu. Are furcă în mână, veghează, așteaptă. Bravo, Sherwood, mulțumesc. Nu voi mai dormi niciodată. O poveste de groază e perfectă pentru a ține lumea trează. Nu mă simt deloc obosită. Nu te lăsa păcălită, asta e partea cea mai ușoară. Când vom mânca plăcintă? Vreau plăcintă. Nu plăcintă, pizza. Nu poți rezerva singur un scaun. Trebuie să spui cuiva. Dar am spus. Cui ai spus? Mie. Nu poți face asta. Miezul nopții e poarta spre o nouă zi și momentul în care lumea devine furioasă. Așadar, planul e să fim mai isteți decât Moș Ene și să ne păstrăm calmul. Stai așa, Monica? Dacă scriu un articol despre această noapte pentru ziarul școlii, trebuie să spui adevărul. Știu! Dar ai scris că am fost atacați de o fantomă fără cap. Stai așa, n-am fost? Poate n-am fost clar. Toată lumea să se calmeze! Ascultați-mă, știu că suntem cu toții obosiți, dar nu uitați că ne așteaptă marea provocare. Când mintea începe să-ți joace feste, 2 plus 2 fac 5, aici și acolo înseamnă oriunde. Iar eu voi nota totul.
N-am rămas treaz până la răsărit, dar de data asta voi reuși. Trebuie! Trebuie să mănânc plăcintă! Fără plăcintă! Gata jocul, Ethan. Nu vrei o prăjitură? Bine, îmi plac și prăjiturile. E doua noaptea, e vremea când încerci să-l păcălești pe Moș Ene. Dar Moș Ene e isteț, îi trebuie doar timp. Iată planul meu, țin un ochi deschis, iar celălalt se odihnește. Ochii dorm în schimburi. Pe rând. Îmi place, dar nu te ajută să te orientezi. Pontul numărul 5, puzzle-uri. Nici vorbă, fii atent aici. Mi-am setat căștile să pornească muzica atunci când îmi aplec capul. Mult noroc! O cârpă umedă și rece e un mod simplu și eficient pentru a rămâne treaz. Oh. Plăcintă! Bine, poți gusta! Oh. Dar cum rămâne cu ce a zis tatăl tău? Îmi plac plăcintele. Ce? Poate că nu-mi plac. Am schimbat-o cu o plăcintă din șervețele, păr de pisică și frișcă. Cum reușești, Angelo? E un adevărat talent. Doar cei puternici rezistă. Wow! Când te gândești că e o întreagă lume acolo. Loc frumos, pașnic, a dormit. Atât de frumos. Rezolv acest puzzle. Rămân treaz. E pontul 5, am o ocupație. Trebuie să... Istoria e scrisă de supraviețuitori. De aceea voi rămâne trează pentru a spune povestea noastră. Oh, aia e o pernă. Oh, Gata cu articolul. În ordine, am rămas mai puțin, dar vom reuși. Să urmăm planul inițial, să nu adormim. Secretul e munca în echipă. Încep să văd lucruri, îmi văd vocea. E ciudat. Urale pentru cei 4 magnifici. Adică cei 3 magnifici. Sau chiar 2. Cum merge planul cu căștile? Are probleme inerente. Ochiul meu stâng e cam strâmb. În plus, mi-a apărut și un tic. A, ești în formă bună. Important e să avem grijă unul de altul. Fă ce fac și eu. Vom reuși! Rămâi treaz, rămâi treaz, rămâi treaz! Nu mai rezist, îmi pare rău. Angelo, tu ești stăpânul nopții. Eu sunt doar un prinț. Să le spui povestea noastră! Să le spui ce s-a întâmplat aici! Ești un prieten bun. Noapte bună, frumos prinț. Se pare că am rămas singurul treaz. Da, aici singur cuc. Doar eu. Oh, nu te îngrijora, nu vreau plăcintă. Fantoma fără cap. Jos mâna de pe plăcintă. Dar e plăcinta mea. Ah, da. Ești încă treaz? Sigur că sunt. Ei bine, ești singurul. Mă duc înapoi în pat. Ne vedem dimineață. Nu va mai dura mult. Îmi pare rău, înțeleg ce vrei să spui, dar nu mă culc. Pur și simplu, am o întrebare pentru tine. Cine ești? Cine ești tu? Eu am întrebat primul. Ai nevoie de somn. Elevii adormiți nu sunt buni de nimic. De fapt, nu știu de ce sunt aici. Apară plăcinta! Bine, iubito, plec la serviciu. E sâmbătă. Oh, da!
Ce bine! Cât crezi că a rezistat? Până la miezul nopții? Azi va fi o zi minunată. Iar când te trezești, în sfârșit, atunci vei găsi... Cauți pe cineva? Angelo! Ți-am spus că voi reuși! Nu mai sunt un puștan! Bine, e important să te odihnești, dar am făcut o înțelegere. Noua ta oră de culcare e 8.35. Fie 9.40. 8.35. 9.15. 8.47. 9.12. Ora 9. Gata. În cadrul campaniei școlare de strângere de fonduri, vă cerem ajutorul tuturor. Veți vinde hârtie de împachetat. Trebuie să vă spun, nu sunt deloc interesat să vând hârtie de împachetat. Cel care va avea cele mai mari vânzări va câștiga 4 bilete la concertul formației Slabăr, pe gheață. Sunt foarte interesat să vând hârtie de împachetat. Ce e? Ador formația Slabăr și e pe gheață. Voi câștiga acele bilete. Fiindcă învingătorul primește 4 bilete, putem forma o singură echipă. Îi vom spune echipa Angelo. Sau echipa Sherwood. E doar ceva provizoriu, putem schimba. Iar după ce câștigăm, putem vinde biletele pentru a cumpăra tot felul de chestii. Să câștigăm! Din ușă în ușă în ușă. Ce idee bună, istețule! Sloganul? Nu, ideea de a lucra în echipă. Butterface, bun venit în echipa Manetti. Numele meu e Butterfingers. De fapt, e o poreclă de care aș vrea să scap. Numele meu real e Glenn. Termină, Butterball. Avem de muncit dacă vrem să câștigăm acele bilete. Bine, pentru a vinde aceste hârtii și pentru a câștiga concursul, trebuie să mergem din ușă în ușă în ușă. De ce ai spus ușă de 3 ori? Fiindcă e important. Ușă în ușă în ușă. E egal cu... Slabăr, slabăr, slabăr! Întocmai. Bine, de unde începem? E simplu, începem cu un client sigur. Cu o reușită sigură de 100%. Mama mea, draga de ea. Oh, dragul meu, aș cumpăra de la tine, dar avem destule de la această fată nouă și simpatică. Ce? Grozav, păstrează restul. Ce fetiță simpatică. Salut, Angelo! Nu e grozav să strângem fonduri pentru școală? Te legi de familia unui bărbat? Oh, cred că a fost crescută de lupi. Nicio grijă, o depășim la ușă în ușă în ușă. Vom merge în întregul oraș. Gata, liniștește-te, problema se poate rezolva. Așadar, Tracy crede că mă poate învinge în cartierul meu? Pun pariu că nu cunoaște scurtătura secretă. Domnișoară, ești în cartierul meu! Adică ai cumpărat deja de la Tracy. Am ajuns înaintea ei. A sunat mai devreme. Am comandat prin telefon. Nu e grozav să știi că ne aducem și noi contribuția? Fit a afișat liderii. Vai, Tracy ne-a întrecut pe toți. Încă nu s-a terminat. Ei bine, poate chiar s-a terminat. E amuzant. Eu sunt singură și am întrecut echipe întregi ca a voastră. Ar trebui să existe un cuvânt. O, stai, există. Victorie! Încă nici nu am început. Sfatul numărul 1. Atinge coarda sensibilă. Kitty poate fi dură, dar în sufletul ei e moale ca o prăjitură. Ce dorești? Strângem bani pentru școală. Vindem hârtie de împachetat. Școala nu are bani. Singura broască pe care ne permiteam să o disecăm a fost incinerată. Iar eu vreau să devin medic atunci când voi fi mare. Să sperăm că nu mă voi îmbolnăvi niciodată. Ah, n-are rost. Stați să-mi aduc poșeta. Perfect. Sfatul numărul 2. Lansează momeala. Ai plăcinta? Proaspăt scoasă din cuptor. Oh, delicios. Doriți să cumpărați? Da, vreau. Oh, cât mă bucur. Miroase minunat. Cumpăr 5. Le ador. Dar unde e plăcinta? Plăcinta? Care plăcinta? Cine a spus ceva de plăcinta? Nu e plăcinta?
Bine, ia și plăcinta. Sfatul numărul 3. Distrează-i! Începeți! Cine cumpără hârtie? Cumpărați hârtie! Hârtia e excelentă! Vrei să cumperi hârtie de împachetat? Amice, numai dacă încetează cu cântatul. De acord. Sfatul numărul 4. Metoda piciorului în ușă. De ce ai închis ușa? Nu am spus nimic încă. Dar nu am nevoie de nimic. Atunci de ce ai mai deschis ușa? Nu se știe niciodată. Vindem hârtie de împachetat pentru fondul școlii. În ordine, câte trebuie să cumpăr ca să ții piciorul din ușă? 5 suluri. Cumpăr 2. De acord. Asta e o problemă. De fapt, nu cumpăr nimic. Iupi, am câștigat! Vai de mine, de-abia aștept concertul Slipper. E slabăr. Și e pe gheață. Nu contează, cui îi pasă? Cui îi pasă? E primul lor concert pe gheață. Îi arăt eu ei. De ce vrei biletele? Nici nu-ți place Slipper, adică slabăr. Poate vreau să câștig biletele doar pentru a le rupe în fața ta. Nu e ciudat? Te rog, nu-mi face rău. Ei bine, încă nu le-ai câștigat. Nici nu le vei câștiga. Deocamdată suntem la egalitate. Echipa Manetti a ieșit. E vina ta. Dar planul nostru a fost foarte bun. Cumpărați niște hârtie de împachetat sau îl dau cu capul de pământ. A fost o perioadă de aur. Chiar a început să-mi spună Glenn. Dar în cele din urmă aroganța ne-a îndepărtat. El voia să ne extindem, să vindem și ciocolată și flori. Eu voiam să rămânem la scară mică. Ne-am certat. În ordine. Avem aici harta orașului. Există o singură casă unde nu am fost încă. Damien Burst era la expoziția de artă când am fost la ușa lui. Crezi că va cumpăra hârtie? E artist. Ei trăiesc cu hrană pentru pisici și idei fără sens. Fie că vrea, fie că nu, va cumpăra. Cine-i vinde hârtie va câștiga acest concurs. De ce am spus asta cu voce tare? Repede! Nu e nevoie să sunați. M-ați prins. Luați-mă. Nu am nimic. Nicio idee. Copilul a crescut. Visul a dispărut. Vindem hârtie de împachetat pentru școală. Ne întrebam... Cum să mă gândesc la acele laboratoare școlare fără fonduri în asemenea momente? Am nevoie de idei! Ți-am zis eu, dar ai nevoie de hârtie de împachetat, de hârtia mea, pentru următorul tău proiect, nu-i așa? Așa e? Desigur, pentru noul tău proiect care spune adevărul conducătorilor pentru a aprinde o lumină în întuneric. Sună cunoscut, dar cum arată? Reamintește-mi, te rog. Exact! Asta e ideea mea! E ideea mea, doar că am uitat-o până când mi-ai reamintit-o tu. Da, voi lua hârtie de împachetat de la fata asta pentru următorul meu proiect genial. Dar de ce nu cumperi de la noi? Nu face nimic. După cum îl cunosc eu, va cumpăra doar un sul. Găsim noi un alt client. Cumpăr 300 de suluri. Cum? Voilà! L-am denumit mașină împachetată în hârtie. Autor eu, Damien Burst, artist. Totuși ar fi fost bine să nu-mi fi uitat cheile înăuntru. Slipper, slipper, slipper. Adică slabăr. Și e pe gheață. Felicitări, draga mea. Speram că nu va trebui să ajung aici, dar să nu excludem lingușala. Tracy, felicitări! Frumoasă bluză! Termină, aiuritule! Știu că vrei să mă lingușești ca să-ți dau biletele! Trec la planul de rezervă. Ascultă, nu sunt psiholog, dar e clar că dorința ta de a distruge biletele are la bază teama de a te bucura de ceva. Asta te înspăimântă. De ce? Cine știe? De fapt, e ceva din copilăria ta, care e chiar acum în toi. Adică, tu ai mai fost vreodată la un concert rock? Păi, cum adică? Sunt hip și hop! Bine, recunosc! N-am fost, dar voi merge! Pentru asta am luat biletele! E evident! Rock and roll! Voi merge! Yuhuu!
Am dat greș cu lingușelile, dar planul de rezervă funcționează. Am împiedicat-o să rupă biletele și i-am insuflat dorința de a merge la concert. Va fi gălăgie? Urmează partea mai dificilă, să o convingem să ne ducă și pe noi. Nu face asta. Oricum, cu cine mergi la concert? Singură. Wow, singurică? Pare distractiv, dar foarte singuratic. Sunt sigur că și alți novici vor merge. Singuri, pierduți. Adică, ai putea merge cu cineva care cunoaște formația și te-ar putea pune rapid la curent. Întemeiată în 2010, Slabăr e compusă din doi frați, Eddie și... Da, în ordine, mersi, Lola. Sau ai putea merge cu cineva care a fost deja la, știu eu, 10 concerte și care îți poate arăta la ce să fii atentă. Am fost la 11 concerte, de fapt, dar niciunul pe gheață. E o ocazie rară să iei parte la istoria formației. Hei, cunosc pe cineva care ne poate duce în culise. Pe cine? Asta nu e important. Sau ai putea să nu mergi. Încă o seară în care joci cărți cu unchiul tău, drăguțul domn Fit pare foarte distractiv. Oh, în ordine, vă duc și pe voi la acest concert. Marcat! Vă iubim, Slabăr! E grozav, nu-i așa? Ar fi trebuit să rup biletele astea. Au dublat în limba română actorii Carina Marin, Petre Ghimbășan, Cosmin Petruți, Ioana Dagău, Anca Sigmirean. Traducerea și adaptarea Andana Ștreng. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea. Un plan perfect cu un final perfect.